Haideți să intrăm în direct cu Dana Rogoz, care a făcut micuța Ilia, Elena, botezul într-o zonă de camping, o zonă care a arătat fabulos. Am văzut pe Instagram la ea toate momentele. Așa că, Dana, bună ziua! Bună ziua! Și mult succes în nou sezon, Cătălin! Mulțumim mult! Ce faci? Unde ești acum? Acum suntem din nou acasă, în formula clasică. Sunt sus copiii împreună cu Radu. Tocmai ne-am întors acasă din acea zonă de camping despre care vorbeai, acel spațiu care a fost foarte generos, în sensul că era un spațiu afară, unde oamenii s-au putut simți în siguranță, deși oricum am fost într-o variantă foarte restrânsă. Am fost foarte puțini oameni, doar familia și cei foarte, foarte apropiați nouă. Și a fost într-adevăr așa, ca o atmosferă de vacanță. Am zis că le oferim prietenilor apropiați și familiei o vacanță de o zi, cum n-au avut parte neapărat în vara asta lui 2020. Da, unde e zona asta de camping? Pentru că arată fabulos locul și ții minte că am niște prieteni cu care m-am întâlnit un weekend și au zis: bă, dar unde a făcut Dana petrecerea asta, că este senzațional? Deci o zonă de camping, practic. Da, e un spațiu destul de cunoscut, o să dau toate detaliile și pe blog, e undeva în afara Bucureștiului, practic e în Porumb. Okay. Sunt așteaptă de Porumb, e o zonă în care poți servi masa, dar tot afară cumva. Am și separat mesele, le-am pus la distanță, cât oamenii tot așa să rămână pe familii. Și mi se pare că ni se potrivește, am avut și locul nostru unde am putut parca rulota. Având în vedere că Lia a călătorit vara asta deja cu rulota, de la 7 săptămâni începând, și e cumva așa în spiritul nostru, relaxat, cu un barbecue, cu, mă rog, a fost o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Imaginile sunt de poveste și mă bucur mult de tot și să vă trăiască, Lia. Mulțumesc, am hotărât în ultimul moment, dar a început să latre zebra aia din spate. Ai un zebră în spatele tău, ia latră. Da, exact. Iori, care nu știu ce s-a supărat pe cineva, ceva, cu un curier la ușă. Da, dar chiar asta zic, ne-am hotărât în ultimele, adică cu 2 săptămâni înainte, și totuși am avut timp să punem la cale așa multe surprize, nu știu, pentru invitație. Astea 2 săptămâni am făcut împreună cu Vlad, de exemplu, ceaiuri pe care le-am oferit cadou, pachetele cu ceaiuri, bandane personalizate cu inițialele Liei. A fost drăguț. M-am bucurat că Dana, dar totuși aș vrea să lămurim pentru oamenii care se uită la emisiunea noastră și care sunt foarte vigilenți și își pun întrebarea: oare ce s-a întâmplat? De ce n-a mai fost Adela Popescu și Radu Naș și pentru Lia? Pentru că ei au fost Naș la Vlad, la băiețel. Ce s-a întâmplat? Unde a apărut ruptura? Nu e nicio ruptură. Evident că Adela și Radu au fost alături de noi pentru că sunt deja parte din familie. Dar nu știu cum, adică la mine în familie și în familia lui Radu, tradiția e ca fiecare copil să aibă proprii nași. Adică eu și frații mei, de exemplu, avem nași diferiți. Haide, așa, Dana, să nu ne mai ascundem. Spuneți de ce v-ați certat, de la ce v-ați luat? Doamne, nu ne-am certat deloc niciodată. Adela este sora mea, efectiv, este sufletul meu pentru totdeauna, asta în mod evident. Și au fost și ei acolo, așa cum au fost și nașii noștri de cununie, care iarăși e vorba de o altă pereche. Da. Și acum nașii Lii sunt alți doi buni prieteni de-ai noștri, și cu felul ăsta am lărgit familia. Adică, repet, e o tradiție care e foarte înrădăcinată în familiile noastre, să spunem, da, așa. Da, glumesc, dar am observat, genul ăsta de comentarii și de asta am zis să ne amuzăm împreună. Știi că oamenii foarte atenți își puneau tot felul de întrebări. Mai bine lămurim, da. Da. A fost și Andreea Esca, chiar de ziua ei a fost la petrecere. Da, a fost foarte frumos din partea ei, a fost și ea, iarăși mi-este o prietenă foarte, foarte apropiată și i-am făcut surpriză cumva în momentul în care a venit tortul ei, a fost și tortul ei, nu se aștepta, și am cântat la mulți ani și ei acolo, afară. Foarte frumos. Mă bucur mult de tot că am intrat în direct, să știi că ne ești foarte dragă și să-ți trăiască copiii și soțul, sunteți niște oameni foarte frumoși și abia aștept să ne întâlnim și toți în formula extinsă aici pe canapea. Mulțumim mult de tot, mulțumim. Și totuși spunem cum o cheamă pe zebra aia din spate. Nu pot să dorm liniștit dacă nu știu. Dar poți să-mi arăți un pic așa, că o văd doar de la gât în jos. Așa, uite-mă. Hai să-i zicem Cătălin acum înainte, vrei? Deci nu știu cum o cheamă, dar sigur ține cu Juventus. Așa, okay, are tricou. A fost bună plantă, nu? Îi zicem Cătălin acum înainte? Cătălin? Cătălin.
Salut! Salut, Cătălin! Perfect! Salut! Da. Dana, ai grijă de tine! Baftă la teatru, că se redeschid teatrele! Baftă cu vlogul, cu Instagramul! Sper să fie bine, da! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Sper să fie bine! Să fie toată lumea sănătoasă la trup și minte și suflet! Așa zic și eu! Felicitări încă o dată! Să vă trăiască copiii și abia aștept să ne reîntâlnim! Da! Pa! Baftă, Cătălin! Baftă echipei! Mulțumim mult de tot! La revedere! Baftă, Dana Rogo!